Bună dimineața, frumosule! Ce faci? Trezirea! Te-ai trezit deja? Da? Vii la tati? Vii la tati? Dă mânuța! Dă mânuța! Bravo, bravo, bravo! Hai să mergem jos! Să bem cafea! Da? Ceau, frumosule! Bună dimineața! Bună dimineața! Măi, drăguțul tati, drăguțule, drăguțul meu, drăguțul meu. Mergem? 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 Bine, mergem jos. Haide, 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 haide. Hai să lăsăm jucările astea în pace, că le-ai zotronit destul. Hai. Cum îl învârtim? Așa. 1, 2, 3. Vum! Vum! Nu te uita la mine, uite-te la jucărie. Așa. Și go! Vum! Vum! Da! Bravo! Încă o dată! Încă o dată! Așa! Da! Bravo! Asta e jucăria lui favorită. Aha! Hai! Da! Bravo! Da! 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 Oh, ai văzut ce ai făcut? Oh, bravo! Încă o dată. Încă o dată? Aha. Da. Bravo! Oh, frumosule! Bravo! Da. Oh, așa, ne jucăm. Astăzi toată ziua ne jucăm. Bine? Bravo! Așa. Văd că îi place să uite la cameră, la aparatul video. Honey, you just looks at straight at the camera. Yeah, everybody's like that. Ah, bravo. Mommy loves you. Mommy's gonna go to work. All right, you're also gonna go to work someday. Zachariah, I love you. I love you more each day. My baba. My booba, my baby, my tortilla, my cupcake. Like mommy's dress? Is it a nice color? Yeah, you like it? No, don't eat it. Don't eat it. Don't eat it, baby. Don't eat it. Don't eat it. It's not food. It's not food. Is that food? Don't eat it. Don't eat mama's clothes. Tocmai m-am întors de la Tircu Arcul. Zachariah doarme ca un îngeraș. Bona, cred că face de mâncare. Hai să-l spionăm pe ăsta mic. Zachariah, ce faci, frumosule? Bona e aici în bucătărie. Îmi fac o cafea și vă povestesc câte ceva. Aici este cam haos, dar voi rezolva haosul în curând. Bănuiesc că vă place această cană din România. Fost la antrenament, am reînceput antrenamentele de tir cu arcul. Nu este ușor, după o pauză de aproape 3-4 ani în care mă antrenam, când nu m-am mai antrenat așa în mod serios. Este una să fii antrenor de tir cu arcul și să înveți pe elevi să tragă cu niște arcuri de începător, și este altă poveste să te antrenezi tu cu echipament performant. Mi-am downgradat puțin echipamentul, mi-am luat niște limbs mai ușoare, dar așa încet, încet îmi reintru în formă și mai am încă o zi până încep munca. Deci am zis, hai să mai bag Tircu Arcul cât mai pot, cât mai am timp, cât mai ajung, că este cam la 15 km de casă. Deci durează jumătate de oră dus, jumătate de oră întors, trag o oră, cel puțin. Deci 3 ore se duc așa, sigurat. Pașna este la muncă, copilul la susut doarme, doarme frumos, frumușel. Acum urmează o perioadă foarte, foarte interesantă, ocupată. Am terminat cu prima parte a studiilor mele, iau o mică pauză. Mă voi focusa acum pe noua slujbă, pe niște proiecte pe care le-am început. De fapt, am atâtea idei, pur și simplu zeci de idei. Am câteva proiecte foarte bune începute. Vreau din nou să încep să mă refocusez pe investiții, pe Bitcoin, pe acțiuni, să mă ocup iară de site-ul meu. L-am cam lăsat așa, am o mică afacere de care v-am povestit cu trenulețe, am lăsat-o așa să meargă de una singură. Merge, dar foarte încet, pentru că dacă nu te ocupi de ea, normal că nu merge foarte bine. Deci urmează să mă ocup de multe chestii de care sunt pasionat. Acum, când spun că mă duc la spital cu copilașul pentru vaccin, trebuie să înțelegem și să înțelegeți, și bănuiesc toată lumea care s-a născut în România a trebuit să treacă prin niște vaccinuri obligatorii. Acum, niște mesaje foarte urâte în comentarii referitoare la vaccin, că otrăvesc copilul. Oameni buni, terminați cu prostiile și haideți să ne gândim puțin și să ne documentăm. Îmi spui tu că tu n-ai făcut vaccin de polio, de encefalită, mai ales că suntem în Asia, putem fi expuși la alți virus. Deci în Asia se face vaccin pentru copii de encefalita japoneză. O boală foarte, un virus foarte nasol de care trebuie să ne protejăm. Deci avem drum la spital în fiecare lună, asta este clar, chiar înainte să plecăm acasă cu bebelușul nostru de 5 zile. Am cumpărat așa un pachet de vaccinuri și control la doctor, practic, pentru următorii 3 ani de zile. Vom merge la aceeași clinică unde facem copilașului vaccinul. De fapt, haideți să vă arăt carnețelul copilașului cu vaccinul. Fii atent! Aici vaccinurile toate sunt puse și scrise în acest caiet cu dată, cu numele vaccinului, cu semnătura doctorului, cu data, cu manufacturer, cine a făcut vaccinul, unde s-a făcut vaccinul, codul vaccinului, deci numărul de înregistrare, lotul nu știu care, codul. Deci este foarte, foarte sigur și foarte profesionistă făcută treaba. Deci pentru următorii 3 ani de zile avem copilașului asigurat toată tura de vaccinuri. Deci, normal, trebuie să stăm în Beijing, să mergem la acest spital, această clinică. Deci este clinică, este spital matern cu clinică pentru copii așa legată de ea, deci nu este spital. Și normal acolo se face și avem și teste din astea de rutină pentru copilași. Deci acest pachet a costat, am plătit 22.500 de yuani, cred, pentru toți 3 ani. Asta înseamnă un pic mai mult de 3.000 de euro și suntem liniștiți că totul va fi ok. Deci înainte să sărim așa cu acuzații și cu niște nebunii antivacciniști ăștia, m-am documentat, m-am consultat, 1, primul rând, cu mama mea și am întrebat, eu am luat vaccinurile, da, să le dau copilului. Maica mi-a zis, normal că să-i le dai. Am întrebat 2-3 doctori de la noi, de la clinică, bine, hai să zicem că ăștia sunt așa mai bias și nu pot să zic că da, că nu, dar ei mi-au spus ca și doctori, noi vă recomandăm să-i faceți toate vaccinurile și ne-a dat de ales ce vrem să facem, vaccinurile produse în străinătate sau vaccinuri autohtone chineze. Guvernul, statul chinezesc oferă niște vaccinuri pe gratis tuturor copiilor care se nasc în China. Deci am avut opțiuni, dar noi am ales opțiunea cu atât vaccinuri locale cât și internaționale. Și am mai conversat și cu mătușa mea din America, care este și medic, și doctorand, și cercetătoare. Deci mi-a spus și ea, fă toate vaccinurile. Am trecut cu ea prin toată lista de vaccinuri și mi-a zis, da, da, foarte bun, foarte bun. Și de unele așa locale nici nu știa că se fac în mod neapărat și copiilor, cum este cel pentru encefalita japoneză, mai știu eu ce țânțar te mai poartă boli din astea nasoale pe aici, prin Asia. De fapt, și eu când m-am mutat în China, nu, în Thailanda, în 2002, mi-a făcut rost, nu mai știu cum, de niște pilule de antimalarie care erau folosite de soldații români care mergeau, cred că în Irak sau în Afganistan. Deci, știm ce facem și vă mai spun din nou, credem în știință și în sistemul medical. Nu promovez că mergi și vă vaccinați copiii sau că mergi și vă vaccinați voi înși vă, fiecare ia deciziile lor, dar să fim așa, cu bun simț și atenți când facem astfel de comentarii pe un video care este foarte clar, este de familie. Dar este un video pentru, de fapt, pentru 2 persoane, pentru mama mea, pentru 3 persoane, pentru mama mea, mama lui Pașna și mătușa lui Pașna, care se trezesc dimineața și asta fac, se uită la video. Și asta mă duce în ultima chestie pe care vreau să vă spun. Timpul trece foarte, foarte repede. Copilașul nostru are deja 5 luni de zile, iar pe 20 august am... Nu sărbători, ne-am reamintit de socrul meu, tatălui Pașna, care a murit de cancer exact acum 2 ani de zile. Așa s-a dus în, pur și simplu, în câteva luni și am mers să vedem care e situația, să avem grijă de el în India și pur și simplu în 3 săptămâni în fața ochilor noștri el a murit de cancer de intestinal. La acea vreme noi trebuia să mergem, amândoi trebuia să ne întoarcem din India, venim înapoi în Beijing și de aici trebuia să ducem o echipă de debate în Sydney, în Australia, la un campionat. Bineînțeles, tatăl lui Pașna era foarte, foarte grav, deci ea a rămas în India cu el. Eu am venit acasă, am schimbat planul, am schimbat unele documente și am dus eu elevii ca și antrenor principal, ca și coach principal de dezbateri în Australia. Iar în timp ce eram acolo, peste 3 zile, m-a informat după Pașna că a murit tatăl ei. Deci, timpul trece foarte repede și părinții noștri, bunicii copilașului nostru, puțin probabil că îl vor vedea așa, in real life, față în față, și să-l strângă și să-l pupe în următorii 2 ani de zile. Sigurat, din India nu se poate pleca, este dezastru mare cu pandemia, cu COVID-ul. În România, din nou, nu se știe, nu știu ce se întâmplă. În China avem Olimpiada de iarnă în februarie anul viitor, este foarte greu să vii, este ușor să pleci din țară, dar este foarte greu să te întorci. Am avut câțiva colegi care s-au întors, s-au dus tot așa cu treburi de familie în state și la întoarcere și-au găsit bilet în California, în Beijing, via Hong Kong, cu 10.000 de dolari plus 21 de zile de carantină. Două săptămâni în Hong Kong și încă o săptămână înainte să intri în Beijing. Deci este foarte, foarte strict accesul în interiorul capitalei chineze și este foarte puțin probabil că familia noastră va putea veni în China să-l vadă pe copilaș. Și deci, știu că am spus, când îl punem pe copil pe internet, inițial trimiteam noi niște videouri acasă. Acum, de când ne-am mutat, am probleme majore cu internetul și în acest sens m-am răzgândit și am spus, pentru cei 3 membri ai familiei voi posta aceste videouri cu copilașul nostru și de fiecare dată când postăm și familia ne sună și că am văzut ce frumos e, ce mare și ce crește și ce drăguț este și simpatic este. Să știi că ne gândim și la tatăl lui Pașne, care nu l-a mai văzut și de aceea îi poartă și numele lui Dilip. Deci asta este povestea. Multe din următoarele videouri vor avea așa un caracter de familie, va fi vlog de familie și să știți, când îl fac, am în gând aceste 3 persoane și în viitor copilașul nostru să le vadă. Dacă doresc să le șterg în viitor sau să le fac private, le pot face așa cu un click de mouse, nici o problemă. Dar asta este, timpul trece și cred eu că copilul nostru trebuie să fie și în mintea și inima părinților noștri care nu sunt aici cu noi. Chiar acum, când am venit de la tir și intram în casă și m-am gândit, uite-mă, noi trăim într-o țară străină și știam că este bona acasă și trăim practic cu străinii în casă. Da? Pentru că bona este de fapt angajata noastră. Da? O plătim lunar, o sumă de bani, o sumă bună de bani, îi dăm 6500 de yuan pe lună, ceea ce este aproape 1000 de euro, ca să aibă grijă de copilul nostru când noi suntem la lucru. Deci practic trăim într-o țară străină, trăim cu străinii în casă și nu vedem posibilitatea să fim împreună cu familia noastră în următorii 2 ani. Deci de aceea multe din următoarele videouri vor fi de familie și cred eu așa încet încet canalul va avea un caracter și mai personal și mai de familie. Dar nu știu dacă ați observat, în ultimele videouri nici n-am mai pus niciun fel de branding, n-am mai pus nici logo-uri, nici introducere, nici încurajare să lăsați un comentariu, să vă abonați, pentru că practic sunt videouri foarte, nu foarte personale, sunt videouri personale care mă bucur foarte mult că vă plac și vouă și că interacționați cu noi, dar după cum am spus, timpul trece și dacă nu facem ceea ce trebuie, ne va părea rău în viitor. Și uite cine s-a trezit! Te-ai trezit din somn? Da, frumusețea mea! Da, da, drăguțule, da, da, da. Ok, ok, te iau în brațe? Te iau în brațe? Te iau în brațe, frumosule? Da, da, ok, te iau în brațe. Bine? Vii la tati? Vii la tati? O, somnorosule, vii la tati, da, 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 ok, ok, hai că te iau în brațe. Mua! Ce-i, tati? Ce-i, 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 da, 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 frumusețe, da, ok, hai de sus. Ia aici, tati, eu vrei pe asta? Ia-o, ia ta, uite porcul, piu, piu, uite aici, da. Ah, bravo! Ia porcușorul! Ia porcușorul! Așa! Așa, l-ai prins! Bravo! Ce facem cu porcușorul ăsta? Nu-l poți prinde? Hai că-l prinzi! Prinde-l! Așa! Nu vrei porcușorul? Balena? Ia balena. Nu? Bine, am obosit. Oh, am obosit. Oh, ne întindem acum ca o balenă. Oh, bravo. Bravo, tati, bravo, bravo. Hai, sus. 1, 2, 3, sus. Opa, opa, așa. Așa, punem mâna în față. Bravo. Ok. Și, oh, am luat balena. Bravo, bravo. Ia balena. Așa. Oh, oh, am luat balena. Bravo. Oh, oh. Așa, bravo. Bravo. Deci porcușorul și pinguinul și mașina. Oh, mașina. Mașina. Ok, tati. Ce zotronește acolo? Ce zotronește? Ce zotronește aici? Haide. Hai să ne întoarcem sus. Sus și 1, 2, 3, sus. Hai. Bravo, bravo, bravo. Așa. Oh, bravo, bravo. Și punem mâna în față. Și uite morișca. Uite morișca. Oh, oh, sleepy? Aia, sleepy, sleepy. Sleepy, sleepy, baby, sleepy. Ok. Și aici? Care ți-o place? Așa, ne împingem. Bravo. Te împingi acolo. Așa, așa. Go, go, go. Uhu. Bravo. Bravo. Punem mâna în față. Așa. Ce luăm de acolo? Ce luăm de acolo? Oh, bravo. Bravo. Oh, oh. Bravo. Bravo. Oh, oh, pinguinul. 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 Oh, ok, hai, împingem de aici. Haide. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Oh, oh, oh. Push, 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 push. Push, 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 push. Nu vrei? Haide, tati, haide. Push, așa, bravo. Încă o dată. 1, 2, 3, împinge. 1, 2, 3. Oh, cam, cam, cam. Oh. Bravo, bravo, bravo. Pinguinul. Îți place pinguinul? Bine. Da, tati, e aici. Ce faci? Joacă-te. Te joci cu asta? Cu chestia asta? Oh, ce faină e. Ce faină e. Ia, nu ți iei ochii de la tati. Bine. Oh, ce frumos. Da, ești puternic. Ești puternic. Da, tati, da, tati, tati, da, da. Bravo, 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 bravo. Așa. Așa. Oh, ce fain se joace. Ce fain, ce fain. Bravo, tati. Așa. Ce colorată este. Atenție să nu te lovești. Zachariah, ce faci? Ce vrei să faci? Hmm? Nu-i prea mare cutia asta pentru tine. Oh, oh, a plecat cutia. Ce vrei cutia? Vrei cutia? Bine, uite, aici, ia-o. Oh, oh, bravo. Și ce faci acum cu cutia? Hmm? Oh, ursulețul, l-ai prins pe ursuleț. Da. Ursulețul e acolo. Hey, Zachariah, mommy wants a video. What do you want to show her? Mommy says, show me something. Show me something apart from drooling. And apart from yawning. What else can you show, mommy? Oh, show mommy, what did you do with this box? This box, you almost destroyed it. Yeah? Bravo. Oh. Yep, we need to climb it, tap it. Oh, so much fun. Spionăm copilașul. ce face. Asta e mingea lui favorită și are acolo o carte și se joacă cu maimuțele astea când se plictisește de minge. Maimuța acum, ce face cu maimuța? Bine!